Ce faci, Betty? Eu citesc o carte. Da? Wow! Nu prea te-am văzut pe tine citind multe cărți. Dar despre ce este cartea aceasta de te-a atras atât de mult? Îți imaginezi? Cartea aceasta este despre mașina timpului. Wow! Ador tipul ăsta de cărți! Poți să-mi dai să mă uit un pic? Da, desigur! Mulțumesc! Laura, dar tu crezi în mașina timpului? Oare ea există? Da, eu cred că mașina timpului există, dar mai bine să căutăm și pe net. Hai să ne uităm aici în telefon. Wow, Betty! Aici e scris că poți să-ți faci mașina timpului dintr-un tablou. Nu pot să cred! Vrei să încercăm și noi? Eu am un tablou la mine în cameră. Merg imediat să-l aduc. Bine! Aici în instrucțiuni scrie că mai întâi trebuie să alegem anul pe care vrem să-l vedem. Oare în ce an au fost dinozauri? Ei, Betty, nu mergem chiar acolo. Hai mai întâi să mergem în anul 2012, să ne vedem pe noi când eram noi micuțe. Da, vrei? Da. Bine, acum trebuie să ne uităm foarte atent aici, în acest tablou, și să nu clipim. Я свой. Хай топ-топ, хай длина мама, топа-топа. Браво. Мы. Хай, хай, топ-топ. Бесть. Хай, вилла, мама, топ-топ. Топ-топ. А стояшь, а будет? Стой. Vai, ce drăguțe și micuțe eram ambele acolo! Da, eu mai că nu m-au recunoscut pe mine. Eu propun data viitoare nu doar să mergem să vedem trecutul, ci chiar să ne teleportăm acolo. Da, da, da! Prieteni, scrieți-ne, vă rog, în comentarii dacă voi credeți în mașina timpului și în teleportare. Pa, pa! Pa!